morți, cu moartea pre moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Iubiți credincioși, Hristos a înviat. Vă invităm acum, cei care pot să rămână până la sfârșitul Sfintei Liturghii, să o facă, pentru că este o noapte pe care, dacă o petrecem în rugăciune, înseamnă că am înțeles-o până la capăt. Iar cei care nu pot, din diferite motive, îi invit să intre în biserică, să sărute Sfânta Evanghelie și să fie miruiți. Hristos, amin.